Astăzi a avut loc ceremonia de semnare a scrisorii de intenție privind încheierea unui acord de cooperare și înfrățire între județul Hunedoara și municipiul Chișinău din Republica Moldova. Documentul a fost semnat de către președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, și primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban. Înaltul oaspete de peste Prut s-a declarat încântat de acest acord și speră ca formalitățile birocratice să fie cât mai rapid trecute pentru ca înfrățirea să se și materializeze. Cu certitudine vom semna și acordul de înfrățire în viitor, în care ne permit procedurile birocratice, că trebuie să le realizăm. Dar eu zic că, așa cum am convenit cu domnul președinte și cu domnul vicepreședinte, vom începe această colaborare, iar acordul va veni în paralel. Partea hunedoreană a venit cu propuneri concrete de colaborare, principalele axe vizitate fiind educația și schimburile comerciale. Așteptările pe care le am sunt de cele mai bune intenții de a colabora împreună pe un termen îndelungat și de ce nu putem spune că împreună cu primarul general al Chișinăului vom stabili toate axele pe care putem să colaborăm să fie cât mai multe și pe toate domeniile de activitate. În principal, așa cum s-a ridicat și problema, mai ales pe învățământ. Avem posibilitatea să-i sprijinim foarte mult la universitățile care funcționează astăzi la noi în județul Hunedoara. Din punct de vedere economic, mi-aș dorea cât mai mulți oameni de afaceri să facă schimburi de experiență cu Republica Moldova, cu Chișinăul, capitala țării, și sperăm că acest lucru frumos să se întâmple cât mai repede și să răspundem cu drag invitație chiar pe care ne-a făcut-o domnul primar general, să nu amânem, cu cât mai repede, cu cât mai bine. Chiar dacă mai trebuie să treacă o perioadă de timp până când acordul să devină oficial, o prima acțiune comună este pe cale să se realizeze. Primarul Chișinăului lansând o invitație oficială oamenilor de afaceri din județul Hunedoara pentru a participa la un apropiat forum economic ce se va desfășura în capitala Republicii Moldova. Eu sper ca să participe, așa cum a zis domnul președinte, mai multă lume, inclusiv oameni de afaceri. Avem ce să oferim și în același timp cred că există aici un mare potențial care ar putea fi interesat pentru oamenii de acasă, din Chișinău sau din Republica Moldova în general. Consiliul Județean Hunedoara mai are o astfel de relație de colaborare cu frații de peste Prut, fiind vorba despre cea cu raionul Strășeni.